Angajatul societății de transport în comun din Galați a fost lovit cu pumnul în ochi, în fața a 10 de pasageri. Martorii au sărit în ajutorul omului agresat și au sunat la 112. Am plecat din stația Micro 13 cu autobuzul, pe traseu 11, undeva pe la liceul 3. Am intrat într-o mică șicanare cu un șofer de pe Maxi Taxi. De fapt, asta se întâmplă zilnic și aproape la orice cursă. Și dintr-o mică șicanare pentru o stație de autobuz, pur și simplu, s-a transformat în ce vedeți la ochiul meu. Am fost șicanat în trafic, n-am fost lăsat să opresc regulamentar în stație din cauza Maxi Taxi. Ne blochează stațiile, ne înjură, ne amenință. Și astăzi, uitați că s-a trecut la fapte. Conflictele dintre șoferii de autobuz și cei de microbuz au devenit o obișnuință atât pentru angajați, cât și pentru călătorii obligați să asiste la scenele deranjante. După un incident nefericit în trafic, un conducător al nostru a fost bruscat, lovit, violentat. Este un caz regretabil. Nu știm în momentul de față cum vor decurge lucrurile. Sper ca oamenii să înțeleagă că nu aici trebuie să ajungem pentru a ne desfășura activitatea în bune condiții. Știm că și ei trec într-o perioadă grea, cei de la Maxi Taxi aleargă, nu respectă nicio regulă de trafic, nu respectă absolut nici bunul simț în trafic. Cazul este anchetat de polițiști, dar și de inspectorii muncii, întrucât evenimentul a avut loc în timpul programului de lucru.